Vreau să spun că azi am obținut o mică victorie. În sfârșit s-a pornit o cauză penală. E 213, codul Articolul din codul penal. da, articolul din codul penal al Republicii Moldova, care se prevede o pedeapsă până la 5 ani. Da, e foarte bine, e Dar nu-i pe foarte bine. numele dumitale, pe numele unor medici, nu? Da, pe numele medici din maternitatea Ialomeni, dar asta e foarte bine, e un plus foarte mare că în sfârșit s-a intentat o cauză penală. Dar e mult până departe. Da, așteptăm expertiza medico-legală, iarăși tot depinde de expertiza medico-legală care trebuie să fie în timp apropiat, care foarte mult noi așteptăm și respectiv așteptăm și rezultatele expertizei medico-legale care se facă pe teritoriul Republicii Moldova. Dar oricum, în dependență de rezultatele și de obstacolele care le avem, am să lupt până la capăt. Am decis să lupt până la capăt. Și vreau să adaug de mass media, careva canale din Republica Moldova, am fost ignorat. Nu numai o dată m-a solicitat de a mediatiza problema care o am și ține de copilul meu, dar am fost ignorat. Asta merge vorba de Pro TV și Jurnal TV, care am fost ignorat, nu știu din ce cauză. Părerea mea că domnii în cauză lucrează numai la un interes anumit, asta e părerea mea personală, dar nu reacționează la solicitarea că cetățenii solicită ajutor de la ei, numai prin interes anumit. Și până când atât, eu cred că Dar să vă țin. și alte televiziuni, posturi de radio, ziare puteau să reacționeze după ce am publicat interviul cu dumneata în care povestești că au avut de suferit doi, ambii copii ai dumneavoastră din cauza medicilor. Dacă n-au Da. reacționat, cum ziceți, probabil ei sunt complici cu guvernarea. Corect, corect. Cu părere de rău, am avut alte impresii și ține de guvernare, și ține de medicina noastră, și ține de organele competente, dar mi-am schimbat părerea că, într-adevăr, reacționează numai la interese. Iarăși, asta e părerea mea și vreau să adaug și ține de părinții care au suferit din partea medicilor din teritoriul Republicii Moldova. Vreau să vă spun că trebuie de luptat. Asta e o durere foarte mare care noi o simțim cu mama copilului și cu rudele. Luptați, stimați părinți, luptați, că este victorie, oricum este din cauza unor medici care nu sunt competenți, care s-au angajat la Ministerul Sănătății în medicină, pare mi se prin cumătrii, care nu sunt stare, lucruri elementare să le facă și eu cred că părinții și oamenii mă înțeleg de ce am în vedere și iarăși medicii trebuie să mă înțeleagă eu de ce am în vedere că într-adevăr, Doamne ferește, ce se întâmplă în medicină, sunt niște informații care eu am fost șocat, atâtea reforme să facă medicină, atâtea investiții să facă medicina asta noastră, că noi obținem în fine să bat joc de noi. Avem o senzație că avem veterinari, nu medici. Am întâlnit și azi la Ministerul Muncii Protecției Sociale o familie, o femeie cu copil care zice tot din cauza medicilor au avut de suferit și se Păi gândește și femeia să da. facă proteste. Dacă ar ieși toți din comoditate, din frică Eu. și ar lupta, lucrurile s-ar schimba, măcar de să s-o fie Da. opriți medicii care au greșit deja. Aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, deoarece mass media m-au ignorat până când două canale numai, dar aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, să solicit toți părinții care au suferit din cauza medicilor pe teritoriul Republicii Moldova să se adune în fața Ministerului Sănătății, să facem proteste, în sfârșit să facem careva schimbări, că ajunge atâta bătaie de joc, ajunge atâta să compoarte cu lumea asta se comportă ca cu niște animale, sincer vă spun, ca cu niște animale. Au un comportament, Doamne ferește. Aveți de gând să ieșiți la o dată anume sau ziceți așa în principiu că ar trebui protestat pentru fiecare caz aparte? Da, în principiu ar trebui pentru fiecare caz aparte de ieșit de protestat, deoarece până ce n-a să se oprească toate prostologiile, toate neglijențele în serviciu, în prim plan, că
O acțiune incorrectă a medicului, asta e sănătatea și viața omului pe viitor. Cum merge vorba de copiii noștri, copiii noștri, asta e viitorul țării Republicii Moldova, care nu se știe în ce stare să ajungem. Iar trebuie să lupte, să lupte, într-adevăr, să dă stăruința, să avem un viitor și niște copii sănătoși, care să ne mândrim, dar nu invalizi de gradul 1, de gradul 2, etc. Din vina medicilor, da. Din vina medicilor, cu părere de rău. Nu din vina părinților, dar din vina medicilor. Am Care înțeles. nu sunt responsabili, eu nu știu, e o întrebare care într-adevăr nimeni nu poate să dea răspuns. Am întâlnit așa o situație, că am avut un consiliu de 13 specialiști la centru mamei și copilului, care mi-au propus să mai facem careva investigații la copil și la întrebarea mea care le-am dat-o, domnilor, din start, când copilul a ajuns pe Viasanu, care spune la noi, la Moldova, urgență, la centru mamei și a fost internat în reanimație, s-au făcut 4 puncte la copil, 4 puncte s-au făcut, care au depistat, dar nu știu ce au depistat. S-a pus niște diagnoze foarte strașnice și când în fine, pește o ani de zile, ei iarăși pe mine vor să mă convingă, să mă internez cu copilul, să bată joc de dânsul, nu știu cât timp, pentru careva investigații. Care le-am comunicat, băi, oameni buni, aveți soveste, v-ați bătut joc din start. Nu spun, da, poate că nu-s corect, exagerez că s-au bătut joc. Dar, într-adevăr, s-au făcut careva investigații din start, care le-au adus rezultate. Dar nu știu din ce cauză, ei se stăruie încă o dată să fie copilul investigat. Noi suntem contra, contra suntem, contra. Consecințele le așteptăm de la Ministerul Sănătății, deoarece am fost preîntâmpinați, dacă n-a să fiți de acord, păi ați primit răspunsul să-l obțineți după rezultatele noastre. Păreri de rău. Mai solicit odată părinții care au fost copiii la care au fost traumați din cauza medicilor. Nu lăsați așa, dragi părinți, nu lăsați, luptați până la urmă, luptați. Este speranță. Eu am obținut o mică victorie, că s-a intentat un dosar penal pe articolul 312 Codul Penal al Republicii Moldova. Asta e o victorie foarte mică, până când așteptăm expertiza medico-legală, care sper că n-a să fie implicați cu mătre, rude. Foarte mult sper la asta, dar oricum, eu nu mă opresc aici. Merg până la CEDO. Independență de judecată, independență de răspunsurile care le am. A să câștig judecata, n-am să câștig judecata, independență de decizia judecății, mergem la CEDO mai departe. Mergem la CEDO, că altfel nu e posibil. Eu o să fiu alături, o să vă ajut cu mediatizarea și eventual, dacă e necesar, protest. Eu la asta mă pricep. Domnule, eu vă spun din suflet, mersi foarte mult. Până când sunteți unicul om care ați reacționat, care m-ați ajutat cu mediatizarea problemei a copilului meu, deoarece, după cum v-am comunicat și o comunic, ProTV-ul a fost ignorat, Jurnal TV a fost ignorat. Am înțeles. Să nu-i mai pomenim degeaba și să nu le mai facem reclamă nemeritată. Eu cred că o să fac concluzii, până când atât. Mulțumesc. Răbdare, părinților, și fiți atenți, vă rog foarte mult, fiți atenți, că un pas greșit decide soarta copilului.